După mai bine de 15 ani de așteptare, Corvinul Hunedoara va juca duminică primul meci din Liga a doua cu Ceahlăul Piatra Neamț. Albaștrii sunt pregătiți să dea totul pe teren în noua formulă și așteaptă ca stadionul Michael Klein să fie plin de suporteri. Primul meci din Liga a doua se va disputa duminică 6 iunie de la ora 12 pe stadionul Michael Klein din Hunedoara cu Ceahlăul Piatra Neamț. Începem un nou sezon, de data aceasta într-o ligă superioară, ceea ce noi ne-am dorit de foarte mulți ani, de 15 ani așteptăm acest moment. Bucuria este mare în tot orașul și de aceea foarte în serios am luat-o și noi ca și club și jucători. Echipa s-a pregătit exemplar. Vrem să facem o figură foarte frumoasă în acest sezon. Asta nu înseamnă că trebuie să punem noi o presiune în plus pe băieți, doar că ceea ce au demonstrat ei până acum, din jocul lor, ne-a arătat că și în Liga 3 era o echipă, de fapt, de Liga 2, prin jocul care l-au prestat. Pe băieți i-am simțit bine din prima zi, de când ne-am reunit și ei, cei care au venit ușor-ușor, s-au obișnuit la metodele mele și ale noastre, ale staff-ului, pentru că doresc și astea le discut cu ei în vestiar. În momentul când ne vedem la stadion, că e luni după zi liberă, eu vreau toată lumea să fie focusată și atentă, pregătită, pentru că pot interveni accidentări, ceea ce noi nu prea n-am suferit anul acesta, probabil venind și pe fondul ăsta de concentrare, nu că îi ținem într-o tensiune, dar îi obișnim un pic din prima zi, de când ne vedem după zi liberă, îi obișnim cu competiția și în antrenamente. Ei mi-arată lucrul ăsta zi de zi, fiecare luptă pentru postul său în echipă. Echipa de-aia avem un lot de 20-21 de jucători plus portarii, pentru că echipa e în continuă schimbare și cumva ei alcătuiesc primul 11. Am ales să vin la Hunedoara deoarece este o echipă de tradiție cu o istorie de 102 ani. De la prima discuție cu oamenii de aici mi-am dat seama că stau de vorbă cu niște oameni cunoscători de fotbal și pătimași. Sperăm ca prin jocul nostru să atragem cât mai multă lume la stadion și de ce nu să intrăm în play-off. Urmează startul campionatului și trebuie să fim pregătiți să avem aceleași rezultate pe care le-am avut și în trecut. Vom trata fiecare meci la victorie. Toți băieții sunt focusați și canalizați pe ceea ce avem de făcut. S-a creat o emulație în urma meciurilor de baraj pe care le-am susținut cu stadionul plin. Cred că lumea este dornică să revadă Liga 2 la Hunedoara și cred că și noi suntem pregătiți să ne ridicăm la nivelul așteptărilor pe care le au toți cei care vor veni la stadion și cei care ne urmăresc la televizor.